Doamnelor, domnilor, bună seara și bine ne vedem la o emisiune cel puțin deosebită, spun eu. Astăzi am ales o am invitată pe Iasmin Bonciu, o tânără care a scris deja la doar 21 de ani o carte destul de generoasă, aș putea spune. Bună, Iasmin! Bună! Îmi pare bine că ai vrut să vii la noi și că ai acceptat invitația noastră. Îmi pare bine că m-ați invitat și am prilejul să fiu aici. Vorbim astăzi despre mai multe subiecte, atingem așa mai multe puncte care să spunem că vor încerca să te definească pe tine, atât ca persoană care a reușit să scrie la o vârstă, cumva poate aș îndrăzni să o numesc fragedă, o carte la fel de destul de generoasă, așa cum spuneam inițial. Hai să pornim puțin despre ce faci tu în momentul ăsta, lăsând cartea propriu-zisă pe mai târziu un pic. Cu ce te ocupi tu? Ce faci în viața de zi cu zi? Momentan sunt studentă în anul 3 la inginerie chimică în Cluj-Napoca, deci un domeniu care nu are deloc de a face cu latura asta literară. Mai ales la prima mână, să spunem așa, nu? Nu ne gândim că ar avea cumva legătură. De ce ai ales să faci această facultate? Mie tot timpul mi-au plăcut științele exacte. Mă rog, la început eram axată pe medicină, dar eu am vrut medicina, ea nu m-a vrut pe mine. De ce? De ce spui asta? Fiindcă n-am intrat. A, ok, am înțeles. Nu neapărat că nu te-a vrut. A fost poate o... Da. Deși și aici, sincer, m-am regăsit foarte bine în această facultate. O facultate care fac ceea ce îmi place, științele exacte, tot timpul mi-au plăcut. Tot timpul mi-au plăcut să fie lucrurile foarte bine organizate și într-un domeniu literar, așa, totul e lăsat interpretării. Aici, 2 plus 2 fac 4. Indiferent cum i-ai sucit, tot 4 fac. Acest lucru se regăsește și în cartea pe care tu ai scris-o? Bineînțeles. Nu, știu că poate părea bizar când spui că combin matematica cu scrisul, dar mie îmi place să organizez în câte părți are loc acțiunea, să denumesc părțile, să le împart pe capitole, să știu exact unde se termină fiecare lucru. Le-am toate foarte bine organizate mai întâi într-un carnețel și după le dau forma mai detaliată. Cu toate astea, în cartea ta, din ce discutam înainte de a începe noi emisiunea, se regăsește foarte multă descriere, nu? În mare parte. Da, descriere și narațiune. Despre ce-i vorba în cartea ta? Uite, deja ne axăm pe subiectul cărții. În primul rând, este vorba de un mit grecesc, din mitologia greacă, povestea de dragoste dintre Hades și Persefona, reinterpretată sub, eu spun-o, lumină mai nouă, cu, în primul rând, fiind o poveste de dragoste, în al doilea rând, fiind o poveste de redescoperire de sine, a ambiției de a urma ceea ce vrei să faci, de a înfrânge barierele, în primul rând, de mai multe lucruri. Deci nu poate fi clasată doar o poveste de dragoste. Exact, asta voiam să te întreb. Este vorba despre acea clasică poveste de dragoste la care ne ducem cu gândul poate prima oară între un el și o ea, sau aici vorbim de tot felul de povești de dragoste, poate? Nu. Dragostea este atât de mare și nu poate fi interpretată doar dragostea doar între el și o ea. Este dragostea și între ea și cel pe care îl consideră ca un frate, între ea și tatăl ei, între ea, chiar și la primele capitole, ea și animalul ei de companie, cățelul ei. Deci nu poate fi interpretată doar între un el și o ea. Cât te regăsești tu în cartea pe care ai scris-o? Multă lume o compară cu personajul principal, multă lume, cel puțin prietenii, spun că tu aia din carte, dar deși eu nu mă regăsesc atât de mult în Avril, mă regăsesc, dar nu numai în ea, mă regăsesc în toate personajele, în toate personajele dau câte puțin din mine. Avril, spui că este personajul principal, da, nu? Haideți să ne spui un pic despre personalitatea ei. Cam cum este ea, ca să ne dăm seama așa spre ce orizont ne duce poate cartea ta. Este o fire foarte ambițioasă, de mică este foarte ambițioasă, încăpățânată, aș putea zice, când multă lume i-a spus că, inclusiv tatăl ei, că nu o să reușești neapărat să descoperi ceea ce vrei să descoperi, adică ceea ce este moartea, când își punea o întrebare existențială încă de la 5 ani, datorită unui incident, și deșteaptă, e o
fire foarte deșteaptă și cultă, îi place să citească, îi place și sete de cunoaștere, în primul rând. Are foarte multă compasiune, atât pentru cei care îi sunt dragi, atât cât și pentru necunoscuți. Și multe alte calități minore care se revăd din, atât din acțiunile ei, cât și din vorbele ei. Care a fost punctul culminant în care tu te-ai hotărât să scrii cartea asta? Nu știu, ai avut și un sprijin, au fost niște voci în spatele tău care ți-au spus, uite, încearcă să materializezi gândurile tale sau ideile tale? Eu dorința de a scrie am avut-o înainte de 17 ani, înainte de m-am apucat de această carte, numai că nu am fost atât de determinată să le dau formă acestor idei. Și știu că era o dimineață de 24 februarie, chiar de Dragobete, încât am deschis calculatorul, am deschis un fișier și am zis cu ce să încep. Nu, aceasta nu era singura mea idee și nici nu era prima mea idee, era una dintre ideile cele mai proaspete. Dar în acel moment simțeam că asta trebuie să încep. Și am zis că încep și să văd cât mă duc. Și m-am dus până la final. În 9 luni am terminat-o. În 9 luni de zile ți-a luat să... A fost ceva, nu? E mult, e puțin, nu știu cam în cât timp sau dacă există un standard, trebuie să scriem o carte de un număr X de pagini în, nu știu, un anumit timp. Din punctul meu de vedere, mi se pare destul de ok. Nu am scris în fiecare zi, dacă acumulez zilele în care am scris, sigur îmi e mai puțin de 9 luni. Numai că eu ori scriu două rânduri, ori scriu 5 pagini, nu este cam între. Cum au decurs... acești timpi în redactarea propriu-zisă, în ceea ce vedem noi acum în fața noastră, în tipărirea propriu-zisă a cărții. Au fost grei acești pași, au fost costisitori, ai întâlnit anumite impedimente, habar n-am. În primul rând, primul impediment pe care îl întâlnesc este când spun că am scris-o la 17 ani. Multă lume este, cred că, destul de sceptică, fiindcă teoretic, încă ai o minte de copil, indiferent cât de matur te crezi sau cât de matur îți spun cei din jur că ești, te văd încă ca un copil. Dar eu nu văd asta neapărat o lucru care să mă împiedice, fiindcă sunt atâția tineri care au talente diferite, adică cineva poate să cânte la 6 ani și să aibă o voce senzațională, dar... Și descris același lucru, nu contează vârsta. Și atunci cumva poate ți s-au pus anumite etichete, cumva nu scoate acum cartea asta, mai așteaptă să mai crești, poate acumuleze alt fel de experiențe. Da, asta și când spun că până la urmă nu studiez în domeniu, studiez în complet alt domeniu și mă gândesc că poate lumea își pune un semn de întrebare deși am fost destul de multe ori întrebată de ce ne-am ales literele și am spus că mie îmi place să scriu, nu-mi place să comentez ce au scris alții. Oh, ok, bun. Care a fost, în ciuda faptului că spuneai că ai întâlnit totuși niște impedimente, care a fost satisfacția cea mai mare pe care tu ai primit-o? Pentru că am observat și observăm cu toții că impedimentele le-am depășit având în vedere că avem cartea în fața noastră, nu? Deci ea clar s-a materializat. Nu știu, cea mai mare satisfacție sau principala bucurie sau printre cele mai mari bucurii pe care ți le-a adus cartea? Când mă întâlnesc cu cineva care a citit cartea și mă felicită și în primul rând îmi spun că chiar le-a plăcut ceea ce au citit, că au rămas surprinși, că au pus cartea undeva la suflet și cuvintele au intrat în inimă. Când trec pe lângă o librărie și mă uit câteodată în vitrină și îmi văd cartea, iarăși, un lucru care mi l-am dorit de când m-am apucat de scris și îmi spus... Imaginez că e o satisfacție, nu? Da. Dacă ar fi să încadrăm această carte într-un anume subiect, nu știu, ea se încadrează într-o carte polițistă, într-o carte SF, habar n-am. Cam în ce categorie ai duce-o tu? Fantastic. Fantastic, ok. Parcursul, nu știu, există un conflict în carte, să dăm așa puțin câteva spoilere din ea. Bun, deși eu sunt potriva spoilerilor, dar acum o să dau. Puțin așa, cât să stârnească interesul posibililor cititori. Principalul conflict este un fel de triunghi, dar nu amoros, sub nicio formă, între ea, zeul infernului, care este personajul principal masculin, și, cum am zis, cel care consideră frate, cel care a crescut verișorul ei, aparent, Ray, care el, din păcate, deși asta trebuie să dau spoiler, în primele capitole
pleacă din lumea celor vii și ajunge chiar în tărâmul morților și ea, motivul pentru care ea alege să rămână acolo alături de el, pe lângă faptul că a primit răspunsul la întrebările pe care le voia ea, ce este moartea, unde ne ducem, alege să rămână acolo pentru a-l ajuta pe el să revină în lumea celor vii. Cum ar veni să lupte împotriva legilor universului, a legilor firii omenești. Care a fost primul titlu pe care tu l-ai avut în minte, nu pentru această carte, pentru celelalte subiecte? Că spuneai că înainte de a începe să scrii această carte, tu deja mai aveai și altceva, ăsta fiind cel mai proaspăt subiect, cum ar veni. Nu pot să spun neapărat că au titlu, fiindcă cea mai fragedă idee care am avut-o încă de la, cred că, 13 ani, toți și-au schimbat numele pe parcurs și au schimbat personajele, cam au rămas aceleași, numai că s-au schimbat plasamentul acțiunii, vârsta lor, că e mai maturizat și cu cât cred că o să înaintez până mă apuc de scris, sigur tot o să se schimbe ideea aia. Cât de des citești tu? Cât de des am ocazia. Cât de des am ocazia, în primul rând, să găsesc și o carte care mie îmi plac cele care nu le mai las din mână. Care te fură, nu? Să care le termin așa într-o zi și efectiv când o las, mă apuc de ea și imediat, doar când o termin, o las jos din mână. Care este ultima carte pe care tu ai citit-o și cumva, exact ce spuneai, te-a captat foarte tare? O carte foarte bună, nu știu, pe care mi-o recomanzi poate sau o recomanzi telespectatorilor noștri. Îmi scapă numele autoarei, știu că o cheamă Paula, numele de familie încă nu știu. În ape adânci. Higgins, nu? Sau ce, parcă pe da, acolo, nu? Da, cea care a scris și Fata din tren, că am citit cartea și chiar căutam o carte să o citesc în tren. În drumul... Le cunosc, le-am citit și eu pe asta. Și chiar mi-a plăcut, în drumul de tren am terminat-o. Acest stil pe care îl are cartea se regăsește și în cartea ta? E cumva pe acolo? Are și acel mister, nu? Cred. Păi da, îi un mister până la urmă și cartea se termină tot într-un mister, într-un conflict nou început, fiindcă aceasta este doar primul volum și va urma și dacă totul se termină bine și toate conflictele se rezolvă, ce rost ar mai avea volumul 2? Corect. Apropo de asta, știu că îmi spuneai și zilele trecute că această carte va avea o continuitate, nu? Da. Spune-ne un pic despre ce va fi vorba. Păi, aceasta se numește Castelul din Nifer. Următoarea va se numi Refugiu dintre valuri, exact cum am scris și la final. Și după aceasta vor mai urma încă două volume. Și mie îmi place să mă gândesc la ele ca toate cele patru elemente. Încep cu focul, continui cu apa, după aer și încheiem cu pământul. Am înțeles. Fiind într-un domeniu fantastic și chiar se regăsesc aceste patru elemente în cele patru tărâmuri, până la urmă, din mitologia greacă. Infernul, tărâmul apelor al lui Poseidon și după aceea continuăm în Olimp, sus, în cer, aerul și după pe lumea muritorilor, pământ. Iar după cel de-al doilea volum mai urmează și al treilea? Da. Acolo cam despre ce o să fie vorba sau încă nu ai reușit să te hotărăști? O să spun numele și care spune destul de mult despre acțiunea și conflictul principal și, din acea carte. Al treilea volum se va numi Fortăreața dintre nori. Am înțeles. În ce stadiu te afli tu cu scrisul pentru al doilea volum? E aproape gata. Ia. Mai am vreo 3 capitole de scris. Încă nu știu exact cât o să-mi iei aceste capitole, depinde și de inspirație, depinde să-mi găsesc ideile potrivite și după ce termin trebuie să mă apuc de șlefuit. Mai arunc încă o dată în ochi. Ce te inspiră pe tine cel mai mult atunci când, nu știu, începe o dimineață sau o zi, pur și simplu deschizi calculatorul și începi să scrii? Nu știu, care e inspirația ta? Sunt zile în care, nu știu dacă e vorba neapărat de inspirație, în care nu poți să scrii? Da, sunt zile în care nu pot să scriu, care mintea mea parcă nu este acolo. Trebuie să fiu prinsă 100% în idee. Când închid ochii, să vizualizez foarte bine ceea ce se întâmplă și nu numai ceea ce scriu propoziția și cele alte trei care vor urma și tot așa. Deci mă apuc de scris, văd cum îmi merge, dacă văd că nu place. Nu se leagă, nu? Da, anumite las idei. Și mă apuc mai târziu. Și ce te inspiră pe tine cel mai tare? Nu pot să spun că am neapărat. E vorba de cât de odihnită sunt. Am și înțeles. De celelalte activități pe care le-am în ziua aceea. Dacă e o zi liberă, da, deschid calculatorul și mă apuc de scris.
Cât timp ți-a luat să scrii cel de-al doilea volum? Bine, având în vedere că nu este chiar finisat. Al doilea volum, ținând cont că l-am început în clasa a 12-a, imediat după ce am terminat volumul acesta și după ce l-am mai șlefuit și inclusiv până acum, deci mi-a luat mult mai mult. Mai mult. De ce crezi că ți-a luat mai mult timp? Era bacu în perioada aceea. Okay. Și atunci te-ai axat mai mult? A fost admiterea. Prima admitere picată, după aceea m-am focusat să învăț să pot intra a doua oară la medicină, dar emoțiile, te spun cuvântul, că oricât de pregătit ai fi, în două ore se pot întâmpla multe și emoțiile se distrugă și după a început facultatea și mai greu, fiind primul an de facultate, să te împarți în aceste două părți. Cum ți se pare că se îmbină ceea ce faci tu la facultate cu scrierile tale? Facultatea este până la urmă ceea ce sunt eu zi de zi. Scrisul și universul pe care îl pun eu în pagini este fix ceea ce mă relaxează, că fiecare dintre noi avem nevoie de un refugiu, de un lucru care să ne scoate, bucure sufletul, nu? Da, până să ne scoate din viața cotidiană, să ne, efectiv să ne refugiem în ceva. Și mă refugiez în scris și mie îmi place, fiindcă cu ochii văd ceva, dar în mintea mea sunt atât de multe universe pe care le știu atât de bine și îmi place. Ce face Iasmin Bonciu în timpul liber, în afară de a scrie? Cu ce își mai ocupă ea timpul? Citesc, fiindcă dacă vrei să îți îmbogățești vocabularul și vrei să... E bine să compari ceea ce scrii tu cu ceea ce scriu alții, înveți. Chiar compari ce scrii tu cu ce scriu alții? Da, când văd o descriere frumoasă, îmi spun, uite ce frumos o descris. Când văd o replică, îmi spun, da, ce... O replică care îți intră în minte, efectiv, te gândești că ce bine o scris și... Deci, câteodată chiar compar. Și dacă ar fi să compari ceea ce deja ai scris cu, nu știu, cu o carte deja foarte cunoscută, poate, de mai multe persoane. Nu. Te-ai gândit la asta? Nu, la asta nu m-am gândit, fiindcă eu încerc să învăț din comparațiile astea, nu să merg pe... să imit stilul cuiva. Am înțeles. Bun. Deci spuneai că citești, îți place să citești în timpul liber, altceva? Citesc, ascult muzică. Nu pot să spun că am un orar, să spun că fac nu știu câte activități atât de multe încât să zic. Nu, în principal citit, scris, ascultat, mai ies, îmi place să mă plimb. Îmi place să-mi arisez mintea și să mă plimb. Deci, n-am foarte multe activități. Ce feedback ai primit tu din partea familiei? Aș vrea să-mi spui în ceea ce privește cartea. Mă gândesc că au citit-o deja, nu? Bineînțeles. Mama, care din primele capitole au apreciat și au spus că nu s-au gândit că o să o capteze atât de mult. Bunica, care eu, sincer, nu mă așteptam la un astfel de feedback din partea ei, care o citi mai mult literatură clasică, Duma, și nu merge pe stilul ăla. Și au spus că a rămas topită. O situație amuzantă a fost când după vreo 5 capitole a spus, mamă, dar ce bine ar merge un film. Făcut pe carte. Da. Foarte interesant. Uite, eu am terminat și actoria și... Că cred că ar fi interesant. Bine, înainte trebuie să recunosc, nu am citit cartea, mi-ar plăcea să fac chestia asta și aș putea să-mi imaginez poate așa cam înspre ce latură s-ar duce un film strict sub cartea asta. Te-ai gândit sau tu ți-ai imaginat cumva și celelalte două volume poate transpuse într-un scurtmetraj sau poate chiar un film de lungmetraj? Nu pot să spun, m-am gândit la chestia asta. Cine nu s-ar fi gândit când scrie o carte, mai ales când în capul tău vizualizezi totul ca un film, efectiv ca un lungmetraj de 600 de pagini. Dar nu, că nu vreau să visez chiar atât de departe. Dar uite, totuși, dacă te provoc, să facem un exercițiu de imaginație măcar și să ne imaginăm că acest scenariu ar fi scenariul unui film de Hollywood, de ce nu? Ce actor ți-ar plăcea să joace în acest scenariu de tine scris până la urmă? Nu pot să spun că m-aș gândi să zic că da, Avril să fie X, el să fie Y. Nu, sincer mi-ar plăcea să fie actor necunoscut, să fie un casting și să văd după talent, nu după renume.
Dar sunt actorii deja foarte cunoscuți în întreaga lume și foarte talentați în același timp. Da, da, da. Dintre aceștia, nu știu, ți-ai imagina pe cineva, nu știu, să o joace pe Avril, de exemplu? Nu știu, fiindcă ea este destul de tânără, are 20 de ani și, nu știu, mie mi-ar place, cum am zis, posibil să găsesc din lista de actori, dacă o să mi se pună în față, să zic vizual că arată ca cineva, dar nu, încă nu pot să zic că m-a gândit, fiindcă este o scurnire a imaginației mele, nu m-am gândit că, văzând actor și am zis că da, ăsta îmi place cum arată, ăsta e personajul cu tare. Am înțeles. Pe viitor, nu știu, ce-ți propui tu să realizezi din punctul ăsta de vedere? Nu știu, poate te-ai gândit să-ți formezi chiar o carieră, să-ți câștigi existența doar din asta? Încă e prea devreme să spun că să mă focusez doar pe această parte. Momentan mă focusez să termin facultatea, să-mi iau licența, fiindcă și asta e important. Și să văd ce va urma, în primul rând. Lași lucrurile să vină de la sine. Exact. Cumva, momentan mă focusez pe volumul 2, după pe volumul 3, după pe volumul 4. Când ți-ai propus tu să scoți al doilea volum? Cândva anul viitor. Momentan să văd cum termin și eu de scris și de șlefuit și cândva anul viitor. Aș vrea să specificăm dacă sunt doritori cărora le-ar plăcea să cumpere această carte, unde o pot găsi ei? În roman o pot găsi la Alexandria, la chiar în toate librăriile Alexandria din țară și la Vasile Alexandrii. Ok, bun. Doamnelor, domnilor, cam despre asta a fost astăzi. Mă bucur și îi mulțumesc invitatei mele că a acceptat să vină și să ne povestească, să ne dea și din casă, așa după cum ați bine văzut, câteva detalii din ce a scris deja și din ce urmează să scoată. Eu vă îndemn să-i citiți rândurile, pentru că sunt convinsă, după câte am vorbit eu cu ea, că veți găsi acolo ceva care, măcar un singur lucru poate să vă atragă atenția și să vă capteze astfel încât să duceți cartea până la sfârșit. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!